Varianta Delta a coronavirusului SARS-CoV-2 aflată la originea valului devastator de COVID-19 din India este cea mai contagioasă tulpină. Medicul Valeriu Gheorghiță a anunțat că varianta Delta se înregistrează în 23 de țări de pe continentul european, iar numărul de îmbolnăviri s-a dublat în ultima săptămână. Acesta a explicat faptul că imunizarea prin vindecarea de boală nu este suficientă și că această tulpină poate fi învinsă doar prin vaccin. Trecerea prin boală nu protejează suficient de bine față de riscul de a ne îmbolnăvi cu varianta Delta. În momentul de față, principala îngrijorare la nivel global este legată de uh, posibilitatea și probabilitatea foarte crescută de propagare a uh, infecției cu varianta uh, virală Delta. Ce face ca această tulpină să fie atât de îngrijorătoare? Sunt câteva elemente care țin pe de-o parte de contagiozitate și de infecțiozitate, sunt cât se poate de clar toate datele care ne arată o capacitate crescută de transmitere a infecției cu varianta Delta, ca urmare a faptului că se leagă foarte ușor de receptori, se multiplică într-o într cantitate mult mai mare și ca atare cantitatea de virus din secrețiile respiratorii este mai crescută. Practic, acel factor bazal de reproducere a cazurilor, în cazul variantei Delta, comparativ cu varianta Alpha și varianta inițială din Wuhan, este uh, mult mai mare. Un caz pozitiv de infecție cu varianta Delta poate să genereze până la 6-7 cazuri secundare de boală, după cum un caz de infectare cu varianta Alpha, cu varianta cu tulpina britanică, care în momentul acesta este dominantă, Poate să genereze circa 3-4 cazuri secundare, iar infecția cu tulpina inițială din Wuhan genera circa 2 cazuri. Potrivit coordonatorului campaniei de vaccinare, schema completă de vaccinare asigură o protecție de 90% în fața virusului. În circa 20-50% din cazuri, persoanele care au trecut prin infecție cu SARS-CoV-2 cu alte variante virale, în mod deosebit cu varianta inițială din Wuhan, nu sunt suficient de bine protejate față de riscul de reinfecție. Ca atare, tot ceea ce vedem în momentul de față în Africa de Sud, dar și în alte țări, precum India, vedem că în Africa de Sud, de pildă, o țară cu o rată de acoperire vaccinală sub 5%, avem în momentul de față o evoluție importantă a numărului de cazuri. Trecerea prin boală nu ne protejează suficient de bine față de riscul de a ne reîmbolnăvi cu această tulpină. Valeriu Gheorghiță a făcut apel la români să se vaccineze și a precizat că vor fi organizate mai multe campanii și în mediul rural.